n-ai mai putut. Scoală, mă, scoală! Bă, state, mă! Mă, ce-ai? Hă? Țăra? Mă, mămică, mă, ăla! Mamă, lasă-l, fă-mi. Bă, dacă a băut ca porcul! Că dacă s-a locuiat în șatră, fă-i, mămică. Bă, și-o ce fac acum dacă dau ortu popii? Aulu! Tata! Nu! Fă, nu mai țipă așa, că am glumit și eu. N-are nimica. Păi mă speriasem. Păi lasă, că mai bine că doarme. Că băga și șumațul lor. Alucine? Alucine, alu... Aurica, alu Cristofor, alu Gianni. Să ne facă nouă rușine asta. Să nu vie la Logonda. Aul. Sau cum se oprește măiculița domnului asta? Doamne, iartă-mă că mă trece de când totul a avut. Cum, dracu? Da, fă, mamă, că știu eu. Dar... Unde e? Auzi, fă, mămică, dar de ce crezi că nu-o fi venit medalionul ăsta? Crezi că nu i-o plăcea de roza? Da, și dacă nu i-o plăcea de roza, ce are? State și cu Aurica așa hotărât, ce are a face plăcutul cu lotul? Unde-i sora? Sorta, zic, unde e? S-o fi băgat pe undeva. Hai, lasă-l să doarmă. Stai să nu cadă. Da, dă-l dreptul să cadă. Hai, lasă-l să doarmă. Caută mămica, e îngrijorată. Lasă-mă, fă, în durerea mea. Nu te mai rătui, fă, la mine, că stau și eu cu tine. Ți-am zis, cară-te, n-am chef de nimeni. Fă, fă, nebună, că plec. Zici că ești cealapă. Nu mai stă, fă, proastă pe asta udă, că faci apă la plămâni și nu o să mai poți să faci copii, o să rămâi stearpă, dobitoacă. Cine te mai bagă? Tu? Îmi place. Văd ochi la tine plânge. Că de la tine prea frumos. Să plângi de durere. Nu plâng de durere. Plâng de furie. Dacă aș fi bărbat, m-aș duce și l-aș căuta și aș băga cuțitul în el. Așa l-aș întoarce în rană. Fac asta eu pentru tine. Prinde medalionul ăsta tăiat, et voilà. Ai face tu asta oui. Pentru mine? Oui. De ce? Tu, fata la șef, păzesc onor la familie. Oricum o să se aleagă praful și pulberea de ei. O să meargă tata mâine la ei și o să vezi ce o să le facă. La tine trist. Eu așa fericit. Dar de ce? Fata la șef. Nu voie. Thierry, unde te duci? Oh, stai drept. Tu! Ce intri așa, fă? Dar cu vremea să intru. N-aș fi crezut la câtă băutură ai turnat în tine ieri. Taci fără mână. Mă doare cap. Păi da, când turnai pahar după pahar, nu te durea capul? Tu ne-ai treabă afară. Da, n-ai tu grijă a trebii mele. Ia uite că ți-am adus niște zamă de varză. Îți treacă marmurala. Hai mă odată. Oleu, oleu, oleu.
Și să iei și bulinile după aia. Și să-ți iei și glicemia. Vino, mă, încoa. Poți aștept, prietene. Hai, doamne. Poți aștept, vezi, mă, că a căzut inelul. Ia de aici. Ia, ia. Așa, mă. Opa. Auzi? Da, medalionul ăla. A venit până la urmă? Aoleu, dar nici ținere de minte nu mai e. N-a venit. Și Aurica ce-a făcut? Aurica s-a jurat pe toți copiii lui că nu știe nimic. Atât? Păi da, ce să facă și el? Când a venit ploaia, s-a strâns cu toții și a plecat tip-tip. Chiamă pătării. Tot ce-i pătării? Păi afară pătării. Să strângă oamenii. Să mă fac dreptate. Mă, mă, mă. Hai, fă! Bă, pe unde dracu vine șatra asta lor? Ce? Sunt simpatic, nu? Băi, țigani! S-am zis să cheamă oamenii. Să ai barba? Dar ce, mă, praște? Mă, state, mă, ce vrei, mă, să faci? Praful-i va fă! Vreau judecată țigănească! Vreau să plătește pentru onoarea pe care mi-a tervenit-o până noroi! Mă, vorbește alcoolul din capul tău, mă! Bă! Mai bine murem! Îmi lua zâlinii decât să trăiesc mușinea asta! Bă! Eu le dau mândrete de fată! Și își bate joc de numele meu? Da, poate vine ei să-și ceară eu. Dă sângele meu! Ba cuțâtul, fă! Ba cuțâtul toată șatra aia, lăm! Dă nenorocit! Ce stai, bă, aici? Du-te la oameni! A plecat cu toții, fă, mămică. Nu, că parcă merge la război, nu am. Așa mă trebuie, dacă și-a bătut joc de onoarea mea! Nu ți-e frică, fă, tăticu! Dacă-i face ea ceva și să curăță, proastu! Văd în gura aia spurcată și nenorocită, fă, ce-ți veni acum? Dar ce, fă, mămică, că am dreptate, fă, mămică, dacă ia aia gâții pe acolo! Fă! Nu s-a născut țiganul să-l face pe toate căldărarul. Că nu degeaba a ajuns el rege la cerșetor în Paris. Să înțelege toți țiganii că fata lui strate nu e proasta lor! Hai, fă, mămică, fă, lasă-mă! Nu mă atâncă cu asta! Nu te răzbuna pe mine acum! Ce-a trebuit? Nu ne batem cu nimeni! Bă, state, bă! Hai, bă, mai repede! Noi avem bute și ăștia au bazuci. Medalioane! A venit tata să o crumâncați. Nu te bucuri? Cred că pe mine mă căutați. Eu sunt medalion. Am mâna ocupată, bă. În cauza mea sunteți aici. Deci tu ești doctor. Medalion. Unde-i bulibașa? Hei! Treaba asta între mine și state. Hai, potoliți-vă. Va tot nu te-ai saturat, Argentino. Dar nu știu să l-am de la. Ieșiți pe afară. Nu m-ai anunțat că vii. Aurica, eu nu sunt bătaia de joc, la nimine. Respectă-mă, sunt punerea lui Dumnezeu.
Dacă mă enervează cineva, îl fac praf. Să discutăm. Ce să discutăm, măi? Ce să discutăm? Discută cu cine vrei, matale. Eu nu pot, eu trebuie să bag cuțitul. Da, eu trebuie să las sânge. Hai, uite la mine, frățioare. M-ai făcut de rușine, frate. Tu și cu fitul. Eu cum mai poate ca să-mi scot capul pe stradă? A? Am fost în țări străine. Am făcut abere. Și tu? Am venit aceea să-ți bate tu joc de mine și cu fitul? Codruț în șatră, cred că poate să explice de ce n-a putut să vină aseară. Eu vă omor pe toți, băi! Și nu-mi face nimeni nimic. Să văd eu să bagă careva pentru pelea voastră. Zice! Să ziceți, Murphy, că nu m-am dus la judecata țigănească. Mersi să zice! Stai, mă, că era dreptul tău, mă! Și eu m-aș fi dus acolo. La ce bun, mă, să mă duc acolo? Hai. La ce rușine ne-ai făcut tu mie și cu fitul? Nu va ajunge banii să vă plătiți pe mine. Poate să vindeți toată șatra. Și cu nevastă, și cu fată, și cu gagice, cu tot. Eu zic să ne liniștim, lucrurile nu stau chiar așa. Dar cum stă, frate? Hai, zi-mă tale că ești dăștept. Codruțe medic, are mereu urgențe. A depus un jurământ să salveze viața oameni. Și jurământul față de tasul. Legământul de neam și de tradiție nu mai important. Eu zic să-l chemăm și pe el, el poate să dea explicație. Dar nu chem pe nimeni. Eu am făcut înțelegerea, eu răspund pentru ea. Aurica, îți dau două zile. Dacă nu-i bagi mințele în cap lui Fitu, vin aceea și fac prăpăd. Stai, mă, să vorbim, mă. Suntem frați de cruce, ce dracu, mă. Frații de cruce nu se ajunghe pe la spate. Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye, bye. De ce n-ai vrut să-l chemăm pe Codruț aici? Medalion! Pe băiatul meu îl cheamă Medalion. Numai tu i-ai băgat prostii de astea în cap. Plecat în lume, s-a modernizat și a uitat unde sunt rădăcinile lui. Nu ești drept. Păi cu cine facem? Zi tu, că altfel le știi pe toate. Îl chemăm pe Codruț? Medalion, mă! Să nu mai aud numele Codruț în casă asta. Da, tata. După ce credei, mă, își bate joc de mine, mă lua de prost, de prost, de prost. Bă, că nu s-a născut ăla ca să-l facă pe state. Facem ce acum, șef? Acum așteptăm două zile ca să ne repare onoare, dacă nu fac sânge de om. Dacă nu vrea să ia rosa de nevastă? Bă, tu ești prost? Care bărbat cu sânge în vine nu vrea ca să ia pe rosa de nevastă? Bă, arată-mi mie pe ăla, că îl mănânc! Îl mănânc, bă! Ah! Dacă nu vrea, le iau banii și le dau foc la șatră. Așa fac. Tata, dar sunt doctor. Nu puteam să-i las pe oamenii aia să moară în mijlocul drumului. Știam că a avut o urgență. Dar cu totul se rezolvă. Da, da, întreabă-l după asta. De ce n-a venit? Începuse ploaia, se făcuse târziu. Am crezut că s-a anulat petrecerea. Tata, nu plec de aici până nu-mi spui că m-a iertat. După ce ai băgat cuțitul în om, degeaba mai cer iertare. E de rău. Tata nu-i ca taică tu. Nu știu ce a făcut el acolo la Paris, dar nu mi-a plăcut deloc cum a pus problema. Da. Dar sunt frați de cruce, chiar trebuia să vină cu gorilele alea. Du-te acasă, o să vorbesc cu taică tu când să mă liniștești. O să găsim o soluție să ieșim din necazul ăsta.
Ai venit? Nu, a rămas acolo. Pune ceva pe masă. Hai, fă, că uite-n chiură, e masă, îi dă foame. Cum a rămas? S-a rezolvat. Că Roza și-a plâns ochișorii toată ziua. S-a rezolvat. Dar bulin li le-ai luat? Am luat pe dracu. Bă, dacă n-aș fi eu, vermi te-ar mânca. Vermi, fă! Fă! Stai, bă, bă, de-a făcut! De ce mă nervezi, bă? Du-te și pune ceva pe masă. Hai! Vorbă, du-te la față! Să nu mai plânge! Să se urâtească! Nu mai e nici dracu după aia! Șterge-te la ochii, că-ți rămân dure pe față. Ce să crede făgaciul ăsta? Să nu mă vrea. Păi, Rozo, nu știm că nu te vrea. Poate nu o fi putut omul să ajungă. Nu putea să dea și el un telefon? Ce locuim la capătul pământului? Ieri te invidiam că o să te măriți. Azi ești cea mai prăpădită din lume. Cine o să te mai ia pe tine acum? Dar de ce fă? Păi ne-a făcut ăsta de râs pe amândouă. Și nu o să mă mai ia nimeni nici pe mine. Că ne-a făcut de tot căcatul. Uite așa, să ne știe toată lumea. De asta.